Haideți să mai vedem o aplicație. Problema numărul 2, fie o matrice A, practic o matrice pătratică de ordinul 3 cu elemente numere complexe, în care elementele lui A sunt 1, 1, 1, 1, epsilon, epsilon la puterea a doua și 1, epsilon pătrat și iarăși epsilon. În care acest epsilon este un număr complex, astfel încât epsilon pătrat plus epsilon plus 1 știm că este egal cu valoarea 0 și mi se cere atunci să calculăm